În perioada 4-6 noiembrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, are loc Simpozionul Internațional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă, intitulat Satul și Spiritul Românesc între Tradiție și Actualitate, lectura Sfintei Scripturi și provocările transmiterii credinței. La eveniment au participat trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, profesori, teologi și oameni de cultură din țară și străinătate. În aula magna a Universității Babeș-Bolyai a avut loc astăzi deschiderea oficială a lucrărilor Simpozionului Internațional Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a subliniat necesitatea păstrării valorilor satului românesc. Constatând cu sufletul cernit că pe alocuri satul îmbătrânește rău și e pe cale de a pieri. Sigur că satele de pe lângă oraș sunt prospere, dar celelalte... Deci ne gândim la sat, ne gândim la cei doi mari patriarhi. Și dintr-un motiv subiectiv mie mi se tare dragi cei doi patriarhi. Și Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu. De ce? Ei au fost foarte preocupați de Sfânta Scriptură. Nicodim Munteanu a și tradus-o, iar Iustin Moisescu, în ce privește greaca, era neîntrecut, o vorbea mai bine decât grecii. Și dacă e vorba să amintesc câteva momente de piozitate legate de cei doi patriarhi, ar fi acestea. Student laic fiind la București și mergând la Catedrala Patriarhală, nu de puține ori m-am oprit lângă mormântul lui Nicodim Munteanu. Pe vremea aceea erau în catedrală numai două morminte, a lui Nicodim Munteanu și a Patriarhului Miron Cristea. Și cu drag făceam câte o rugăciune. De-abia ulterior, după ce am venit teolog, am înțeles cât de mare a fost Nicodim Munteanu. În continuare, părintele profesor Ioan Chirilă, președintele Senatului Universității, a transmis mesajul rectorului instituției, academicianul Ioan Aurel Pop. În cadrul primei sesiuni de comunicări au susținut prelegeri preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, și preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului. Am avut deosebita bucurie ca în prima zi a simpozionului să fie prezent înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, însoțit de preasfințitul părinte episcop Petroniu al Sălajului și de către preasfințitul părinte episcop Timotei, episcop vicar de la Maramureș. Prima sesiune a comunicărilor a constat din expunerea unor teme foarte actuale și extrem de importante pentru tematica generală a simpozionului. Una dintre cele mai interesante a fost și cea susținută de către profesorul Ștefan Seiler de la Facultatea de Teologie Luterană Augustana din Neuendettelsau, Germania. I feel very honored to be invited. Sunt foarte bucuros să fiu la acest foarte cunoscut simpozion de la Cluj. Suntem foarte nerăbdători să ascultăm materialele care vor fi prezentate la acest simpozion, mai ales că subiectul acestui simpozion are în vedere problemele pastorale în contextul anului omagial dedicat de Biserica Ortodoxă Română satului românesc. Tema pe care sinodul a decis-o pentru anul acesta este de mare importanță, așadar predicarea Evangheliei în mediul rural și nu numai. Și pentru noi este o oportunitate însemnată să fim aici pentru a înțelege și a discerne care sunt oportunitățile, dar care sunt și provocările predicării Evangheliei într-un alt fel de spațiu, aici în România, dar și în țările de unde venim. Am venit pentru prima dată la Cluj, dar nu sunt pentru prima dată în România. Știu că în România teologia este foarte bine dezvoltată. Am locuit o perioadă în Sibiu, pentru că acolo am învățat limba germană și în luna ianuarie acestui an am fost la Iași. Și acum sunt la Cluj, în România, și observ cât de bine este dezvoltată teologia românească. Lucrările simpozionului vor continua și mâine, iar la final, în aula facultății, va avea loc sesiunea de concluzii, urmată de un concert festiv susținut de corul de cameră Psalmodia Transilvanica al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.